Bună dimineața, dar ce faci, Cristi? Ce să fac? Fac și eu ce trebuie pentru a fi bine. Adică micul dejun? Micul dejun, da. Bineînțeles, nu trebuie să vă răsfăț și eu într-un anume mod. Îmi place foarte mult de Cristi. Nu m-am așteptat din partea lui să fie atât de gentil și educat și atent până la urmă. Trebuie să mă fac și eu remarca, nu? Măi, Cristi, tu ești musafir în casa asta, nu trebuie să faci tu de mâncare. Da, este adevărat, însă și dumneavoastră m-ați primit cu drag, cu brațele deschise și bănuiesc că și eu trebuie să mă recompensez, nu? Dar nu este nevoie, dar ce crezi că noi suntem genul ăsta de oameni, dacă noi facem ceva pentru cineva, avem nevoie de ceva să înapoi? Nu, este în regulă, chiar nu trebuia să te deranjezi. Dar nu e niciun fel de deranj. Arată foarte bine, să știi, super, da? Și mie îmi place ardeiul gras, da. Vă mulțumesc. Sper să vă placă și omleta pe care o pregătesc. Aștept să se facă. Dar te-ai descurcat cu aragazul? Cu... Da, bineînțeles. De ai ce știut să nu mă descurc? De da, sigur că da. Da? Bravo, ce să zic, ești un băiat deștept și descurcăreț. Dar, sincer, chiar nu trebuia, că mă simt un pic... Mă simt prost. Ca femeie, să faci tu de mâncare, nu sunt obișnuită. Dar nu e niciun fel de deranj. Nu e niciun fel de deranj. Asta o fac din plăcere, e plăcerea de partea mea. Și chiar sper să vă placă și bineînțeles m-ai că să mai fac fără cuvinte, altă sincer. Dată, cu mare drag. Vai, dar ce bine miroase aici! Ai văzut? Salut. Bună, iubitule! Ce dar faci? De ce gătește Cristi și nu gătești tu? Păi l-am găsit deja în acțiune. Vai! Nu știu cum să fac cu Andrei. Tocmai acum, când eram și eu pe taca-taca cu maică-sa, pac, s-a pus el. Mi-am dorit toată viața, măcar o dată să mă aștepte și fiul meu cu o cafea măcar făcută. Nu cu o omletă așa cum a așteptat Cristi. Dar, în zadar. Da, uite-te, da, fii atent că se pricepe, nu ca tine. Da. Mama, știi că pe mine nu mai lăsa niciodată să fac treburi de-astea. De ce mă cerți acum sau ce? Ne, nu te cer, dar am rămas și uimită de ce am găsit aici toate aranjate. Îți place? Îmi place. Stai că e prea un ardei. Da? Hai, mă, așteaptă să mâncăm cu toții. Până coboară tata, oricum mai durează. Nu coboară taică-tu, că... De ce e obosit? S-a întors din delegație? Nu, Andrei, e... Ce e? Nu e acasă, taică-tu, lasă așa, nu mai... N-a venit? Era la Brașov cu delegația. Eu știu adevărul. S-a foit toată noaptea, l-a așteptat pe bărbaxul, bărbaxul n-a venit. O răsfăție, nu-i problemă. M-am enervat? Normal că m-am enervat. Pentru că fiul îi ține partea lui taicăsu. Și de fapt nu ar trebui să fie așa. Însă toate astea doar pentru bani. Atât. Cu contractul, da, se pare, treburile lui. Da, se pare că nu a mai apucat să ajungă și acasă. Așa că și o să luăm masa doar noi trei. Ai vorbit cu el? Mama, schimbă subiectul, te rog eu frumos, că n-are sens. Ce ia să mai spune, Andrei, îți place? Da, Cristi, îmi place foarte mult. Haide că mie mi-e foame, vreau să mănânc. Gata, imediat. Pentru ospitalitatea Simonei, Cristi simte nevoia să se revanșeze și se face util pregătind micul dejun. Faptul că Andrei îl aduce în discuție pe Rareș strică puțin dispoziția Simonei, care știe că este înșelată de soțul ei. După trei nopți de absență, vedem cum Rareș se întoarce acasă, comportându-se ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oh, lume nouă, ce să zic? Da, ce faci? Ce fac? Mă mai întreb ce fac, ai tupeul ăsta? Tu după trei zile vii acasă și mă întreb ce fac? Ce faci, mă, iei la șuturi de ca și cum n-ai ști unde am fost sau cum? Ia, spală păi și mai asta. Păi mai trei zile nu ai dat niciun semn de viață să spăl asta? Ce este asta? Așa și mai calc strâmb, iar ea știe, dar îi convine treaba asta. Totul a început cu o aventură. Până când a venit aia gravidă la poartă și, na, a trebuit să recunoască că mă înșeală. După care a început să aibă aventuri pasagere. De câte o noapte, două. Dar a trebuit să tac și să accept. Deci tu chiar ai început să-ți bagi joc de mine la cel mai urât mod, nu așa? Chiar nu te înțeleg. Spală-ți-o singur, ai înțeles? Cum, ce nu înțelegi? Ăla este ruș pe cămașa ta, da? Vii acasă. După trei zile, după ce n-ai dat niciun semn de viață, n-ai răspuns la telefon și mi-arunci o cămașă murdară de ruș să-ți o spăl? Ce sunt eu, mă? Că e o urmă acolo, acum te-a găsit nebuneala. E o urmă, dar ce, te machiezi mai nou sau ce cu tine? Nu, nu trebuie să mă iei la mișto. Ce asta înseamnă? Dacă e o urmă de ruș, ce se întâmplă? Tot eu te iau la mișto. Da. Iertați-mă, domnul.
Păi ce e asta? E o criză de gelozie sau ce? Că nu înțeleg. Este o criză? Măi, tu îți dai seama ce faci? Păi ce Câtă fac? Lipsă de respect ai față de mine? Dar de ce te victimizezi? Că nu te înțeleg. Dar nu mă victimizez. Dar până acum măcar erai discret, măcar aveai bunul simț să vii acasă, să răspunzi la telefon. Dar acum nici măcar atâta lucru nu mai merit? Dar stai, mă, mă acuz de ceva sau ce? Că nu înțeleg, vorbește cu subiect și predicat. Nu te acuz sigur de ceva. Uite-te ce ai pe cămașă și miroase, să abdugnește a parfum de damă. Nu e, mă, am fost, știi bine unde am fost, da? La conferință, a fost ziua unei membre de acolo, pac, și ne-a pupat pe toți, a venit, m-am ferit să mă pupă. Păi ori a fost la conferință, ori a fost ziua nu știu cui. Păi după conferință a fost ziua cuiva, s-a ciocnit un pahar, eu m-am ferit, probabil a ajuns sac mare și șmecherie. Rareș, nu mă mai lua la mișto, ăla nu este de mumu și ce spui tu acolo. Auzi, încep să mă enervez, vin acasă în loc să te bucur că mă vezi, încep cu scandalul, cu crize de gelozie, cu ce am făcut. Dar ce am făcut, mă? În ce calitate mă întreb la urma urmei? Ce faci de mâie așa calitate? La... Păi, dar cum? Scuză-mă dacă a fi soție înseamnă a nu avea nicio calitate. Iartă-mă dacă sunt bună doar să-ți calc, să-ți spăl, să-ți fac curat și să-ți crezi copilul și așa mai departe. Băi, iartă-mă. Știi care-i treaba? Ai dreptate, știi care-i treaba? Eu nu știu de ce te plângi, da? Știai pe cine ai luat când ne-am căsătorit, da? Știai cu ce mă ocup, știi că-s tot timpul plecat, știi ce fac, asta știi nu temperamentul, că trebuie să te duci cu alte ceva? Femei. Ce atâta tragedie? Oricum de fiecare dată acasă mă întorc și le mai dau și bani. Eu nu cred că există bărbat fidel. Nu e în ADN-ul lor. Chiar nu cred că există un bărbat fidel pe lumea asta. N-ai ce să faci. Așa sunt ei creați. Auzi, uite, chiar s-a obosit după drum, n-am chef de teatru, de ăsta, de soție, nu știu cum, geloasă și nu știu ce. Uiți un lucru. Și mă enervează că uiți lucrul ăsta, dacă eu am grijă și aduc bani. Știi ce te rog? Ciocu mic, că știi bine că am grijă de toată lumea, știi bine că am grijă de casă și dacă ție nu-ți convine și îmi faci pe nevasta înșelată și vrei să dai divorț, du-te. Unde vrei, du-te. Și ia-l și pe netrebnicul ăla de fii tu cu tine. Să nu-ți faci netrebnic pe fiind. Lasă-mă, mă, în pace. Că nu sunteți în stare de nimic, n-ai muncit o zi din viața ta, la fel și el n-a făcut nimic. Când să mai aveți muncesc? Tot ce vă trebuie, da? Vă dau bani și vă fac tot ce vreți. Duceți-vă în stradă să vedeți că o să ajungeți cerșetor sub pod. Eu zic mai bine să te calmezi și să faci ce știi mai bine. Uite, ia uite. Pac! A, eu știu de ce face acum circul ăsta. Mai vrea niște pantofi ca să meargă până mol, ca să-și mai adauge la colecția de 120.000 de perechi. Du-te la mall, liniștește-te, cumpără orice vrei tu și hai să fim familia perfectă, da? Lasă-mă să fac și eu un duș, te rog, că sunt varză după drum, da? Varză sunt. Nu mă mai lua la... Stai. Dacă n-ajung aia, stai că mi-au mai rămas și niște euro. Ia și încetează, eu. Te rog! Hai. Asta e liniștea. Imaginea de familie perfectă ascunde de fapt niște relații soț-soție și tată-fiu disfuncționale. Aroganța și infidelitatea sunt trăsăturile caracteristice ale lui Rareș, care prin sumele de bani pe care le oferă își cumpără dreptul de a fi arogant și egoist față de propria familie. Sunteți o femeie minunată, deci nu aveți... Aveți toate calitățile, din punctul meu de vedere. Și chiar meritați ceva bun. Gândește-te ce posibilități materiale are. Ea poate să se combine cu puși de ăștia, cum ești tu, cu 7 odată, dacă vrea. Mă, dar nu știu ce pot să fac eu, să o atrag. Nu ți-am spus să stai bot în bot cu mine. Eu ți-am spus că atunci când am cea mai mare nevoie de tine, tu pur și simplu dispar, nu știu unde nu ești. Nu dispar, mă, sunt plecat cu treburi. Nu dispar, că nu sunt magician. Simona, eu vreau să spun, eu am venit la tine în casă pentru că eram foarte atașat de tine. Eram pur și simplu îndrăgostit. Crede-mă, Simona. Mai mult singură decât alături de soțul ei, Simona găsește un sprijin de nădejde în Cristi, care continuă să o impresioneze prin felul lui serviabil. Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce se întâmplă, măi, Cristi? Nu mai pornește mașina asta din nou! Deci cred că bărbatul mi-și-a pătrușat de mine.
Haideți că vă duc eu, că am mașină aici aproape, nu e problemă. Păi, unde să mă duci? Nevoie. Nu e niciun fel de problemă. Deci mă enervează maxim. Nu, stați liniștită, vă duc eu, nu e niciun fel de problemă. Păi, nu vreau, măi, Cristi, să se înțeleagă că dacă stai la noi acum, tu ești obligat să mă duci, E plăcerea mea, nu e o problemă. Haideți. Nu cred. Când mi-e lumea mai dragă, mă lasă mașina. Încerc mereu să mă dau drăguț, să îi fac poftele pe cât pot și eu, dar orice spune îmi taie craca de sub picioare. Am nevoie de ceva? Cristi e lângă mine. Am nevoie să vorbesc cu cineva despre ceva important? Cristi e lângă mine. Am nevoie să fac piața? Cristi e lângă mine. Deci zici că sunt căsătorită cu băiatul ăsta, nu cu bărbatul meu. E plăcerea de partea mea să vă duc. Am auzit și eu, stând la dumneavoastră, diverse discuții. Nu cred că e totul chiar așa despre roz. Despre ce vorbești? Despre ce discuții? Păi nu știu, cu soțul dumneavoastră, cu ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, Cristi. Nu, absolut nu se întâmplă nimic. Este tot în regulă. Așa vorbește soțul meu mai tare, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu cred că e chiar așa. Eu cred că aveți și ceva probleme în ceea ce privește relația. Nu, absolut deloc. Relația. Avem o căsnicie extraordinar de frumoasă, suntem de atâția ani împreună. Știi ce se întâmplă? El este foarte stresat, că câteodată are niște parteneri de afaceri care sunt un pic mai... Sunteți sigură de chestia asta? Da, sigur că sunt sigură, da. Dacă până și Cristi și-a dat seama ce se întâmplă în familia mea, nici nu vreau să-mi închipui în ce hal mă bârfesc toți pe la spate. Eu nu înțeleg de ce reacționează așa. I-o fi frică de mine? Sau poate mă place? Spuneți-mi sincer, vă rog. Deci chiar spuneți-mi sincer. Deci chiar nu vă vreau rău, credeți-mă. Nu vă vreau răul. Vreau să vă ajut în tot ceea ce se întâmplă. Am văzut că sunt situații mai dificile, probabil, într-o căsnicie. Nu neg, dar sunteți o femeie minunată. Deci nu aveți... Aveți toate calitățile, din punctul meu de vedere. Și chiar meritați ceva bun. Dar eu sunt foarte fericită, despre ce vorbești, nu-mi dau seama. Deci sunteți sigură de chestia asta? Da, sunt foarte sigură, dar nu știu de unde îți vin ție ideile astea. Nu toată lumea este nefericită. Mai sunt probleme, într-adevăr, în cupluri, dar la noi nu este cazul. Eu cred că știu mai bine decât ea care e adevărul. Și o las așa, ușor, ușor. Și o fac să fie a mea. Ce să fac? Să-i spun adevărul? Parcă mi-e rușine totuși. Sunt într-o situație ingrată. Asta e. Trebuie să suport. Doar ți se pare. Eu vă spun că își bate joc de dumneavoastră. Asta este concluzia la care am ajuns eu. Din nefericire, afirmația lui Cristi reflectă realitatea. În căsnicia Simonei cu Rareș nu mai există comunicare și nici respect, iar Cristi, simțind vulnerabilitatea femeii, știe cu mult meșteșug cum să se apropie de ea. Cât despre ceea ce urmează, orice comentariu este de prisos. Bustul lui Cristi convinge prin simpla lui prezență, nu-i așa? Bună, Cristi. Eu plec până la bancă și ți-am lăsat totul pregătit dacă e după ce termin. Doriți să vă duc? E, nu, Doamne, tot timpul să mă duci tu, nu, stai liniștit că sper că de data asta îmi pornește mașina, dacă nu pornește ia un taxi. Oricum banca e aproape, stai liniștit. Gătesc. Am dat cu aspiratorul în casă. Am cu mătura, am tuns iarba. Ce naiba să fac ca să pot să-i atrag atenția?